Cât de important este romanul Încă perferecate pentru dumneavoastră? Habla sobre la importancia de la novela Habitaciones cerradas, ¿no? Lo que supone para ti esta novela. Mucho, en realidad hay un antes y un después para mí de la escritura de esta novela. Există un după și adică sunt un antes y un después de la novela. ¿Cómo me lo puedes decir? Que hay un antes y un después de escribir una novela, de escribir esta novela. Esta novela en concreto. Sí, que ha supuesto o schimbare importante, un antes y după acest roman. Mi proyecto más ambicioso, con diferencia. E cel mai ambițios proiect. Y fue una novela que tuvo un que fue difícil de escribir, que tiré a la basura medio escribir y luego retomé. N-a fost ușor să scrie romanul, aruncat între ghilimele multe foi scrise. Y que me ocupó más de 2 años de trabajo. Și că a durat mai mult de 2 ani de muncă. Si no hubiera existido un par de personas que la leyeron y me dijeron que no la tirara, no la hubiera recuperado. Dar au existat persoane care i-au spus să continue munca, pentru că inițial ea nu și-ar fi dorit să continue cu romanul, dar l-a reluat datorită anumitor persoane care l-au citit și au spus trebuie să mergi înainte. Ce ați vrea să observe criticii literari din acest roman? Sau... Que es lo que desearía que observaran de algún modo los críticos literarios en la novela? Desearía que se emocionaran, en primer lugar. Se emocionese. Para mí es importante la literatura que emociona, no tanto perseguir la perfección. E importantă literatura care emoționează și nu cea care urmărește o perfecțiune. Y por lo demás, la novela creo que tiene diferentes lecturas. Iar romanul spune că are diferite lecturi. Y que cada crítico se quede con la que más le guste. Și fiecare critic poate să-și aleagă ce îi place mai mult. Cum a luat naștere povestea? Care a fost elementul declanșator de ce ați dorit să scrieți această poveste? Sí, cum surgió la novela, ¿no? Que es lo que fue lo que hizo que comenzara la historia. Básicamente la necesidad de hablar de nuestra memoria familiar. Necesitatea de a vorbi despre memoria familiară. Y descubrir que nuestra memoria más reciente es muy frágil. En realidad no sabemos nada de nuestros parientes. Iar memoria noastră familiară a rudelor noastre este foarte fragilă, pentru că nu cunoaștem nimic. Cuando empezaba a escribir esta novela, hacía un juego entre mis amigos. Când am început să scriu novela, aveam un joc cu prietenii. Les preguntaba cómo se llamaban sus bisabuelos. Îi întrebam cum se numeau bisabuelos. El padre de tu abuelo. Da, bunicii. Bunicii bunicilor, să, na, părinții. Y algunos me contestaban, me decían un nombre, dos nombres. Iar mulți dintre ei spuneau un nume, două nume despre rudele. Pero yo les recordaba que bisabuelos tenemos 8 cada uno. Dar care Santos spunea că avem 8 bunici, între ghilimele, fiecare, deci. Y en realidad no sabemos nada de ellos, ni quiénes fueron, ni qué les gustaba. Și nu știm nimic despre aceste rude mai îndepărtate ale noastre, ce au făcut, ce își doreau. A que se dedicaban, era gente feliz. Dacă erau fericiți. A qué edad murieron. Când au murit. No sabemos nada. Nu cunoaștem nimic despre ei. Y es desolador pensar que no sabemos nada. Dar și e cutremurător să nu știi nimic despre. De modo que decidí escribir una historia donde la reconstrucción del pasado familiar fuera la base. Și a decis să scrie istoria în care să se vadă reflectate toate aceste idei ale rudelor, ale familiei. Este un roman mai degrabă despre continuități sau despre discontinuități? Este una novela de continuidades, o rupturas o de... Nu știu cum... ¿Se refiere al argumento? La firu
Sí, a largo momento. Es una novela de todo, de, como la vida. La vida está llena de continuidades y está llena de rupturas. Da. E un roman care conține tot, și rupturi și e cum e viața. Existe una continuidad argumental si se refiere al libro y hay una manera diferente de contar las cosas. Da, e un mod diferit de a povesti lucrurile, dar există o continuitate dacă vă referați la novela, la roman. De hecho, uno de los retos como novelista es encontrar un modo de contar una historia que pertenece al siglo XIX de un modo que se adapte a los lectores del XXI. Da, practic, eu trebuia să găsească un mod de a povesti lucrurile întâmplate atunci, dar pentru cititorii de acum. Personajele de astăzi se regăsesc în trecutul lor și își regăsesc identitatea în trecutul lor. Los personajes de hoy encuentran la realidad en ese pasado. Sí, la protagonista de la novela de la época contemporánea, que es Violeta, reconstruye su memoria a través del pasado. Da, personajul principal, Violeta, construiește memoria sa prin trecut. Recenziile din România au comparat romanul dumneavoastră cu romane importante ca cele ale lui Mendoza sau Zafon despre Barcelona. Ce importanță are pentru dumneavoastră Barcelona, pentru opera dumneavoastră Barcelona? Sí, dice que las reseñas de los críticos rumanos han comparado Habitaciones cerradas con la novela de Carlos Ruiz Zafón, la trilogía, y con la de Mendoza. ¿Y qué importancia también tiene Barcelona en su obra? Bueno, esto de las comparaciones es como cuando tienes un bebé y todo el que viene a la clínica le encuentra el parecido con un miembro de la familia. Sí. Da, e ca și cum ai avea un copil, un copil mic când îl naști și toți cei care vin la clinică îl regăsesc în anumiți membri din familie. Seguramente tienen razón, pero a ti te cuesta verlo como madre que eres de la criatura. Poate că au dreptate, dar ți-e greu să recunoști pentru că ești mama de copilului, în acest caz al cărții. Es innegable que el escenario es común, está claro, Barcelona. Da, scenariul e același, vorbim de Barcelona. Que es una ciudad inagotable, como todas, en la ficción, y inagotada. Ciudad inagotable, inagotada. Una ciudad que no terminas nunca de contar. Da, este un oraș în care nu poți să te oprești niciodată din să vorbești despre el. Deci e o comoară pentru scriitori. Y aunque sé que hay muchísimas novelas escritas sobre Barcelona, yo pienso seguir escribiendo sobre ella porque es mi sitio. Și e adevărat că există foarte multe romane în care se regăsește Barcelona, dar va scrie în continuare despre Barcelona pentru că este orașul ei. Ați înființat un blog de critică literară scris de scriitori. De unde v-a venit ideea sau de ce ați văzut necesitatea unui asemenea blog? Sí, habla sobre el blog de crítica literaria que usted creó y cómo surgió la idea y por qué vio la necesidad de crear. El blog se llama La tormenta en un vaso y es un blog que coordino y en el que colaboran 84 escritores. Acest blog se numește Tormenta en un vaso, adică furtuna într-un vas, într-un pahar, iar acolo colaborează peste 84 de scriitori. Y surgió de la necesidad de que existiera un espacio de crítica no sometido a las exigencias de la prensa convencional. Și a luat naștere din dorința de a crea un loc în care de algún modo escritores se fie libre y se no fie condicionados de alte parts. Y donde se pudieran recomendar libros, no cabe la crítica negativa en la tormenta. Es recomendación de libros, reseña de libros hecha por escritores que han leído con gusto obras de otros. Da, și se recomandă
opere, dar nu există, nu încape critica negativă. Doar găsim recenzii ale anumitor scriitori care recomandă cărți. Y en ese sentido me gusta poder decir que otorgamos unos premios cada año, un premio a libro extranjero, mejor libro extranjero, mejor libro español y mejor autor debutante. Y este año el mejor autor extranjero ha sido Mircea Cărtărescu con Nostalgia. Și prin acest blog se oferă și niște premii, și premii internaționale, și premii în Spania. Iar Mircea Cărtărescu a primit un premiu datorită acestui, prin acest blog. Și care a fost motivația juriului care i-a acordat premiul lui Mircea Cărtărescu? ¿Cuál fue la motivación del jurado que determinó que Cărtărescu recibiera ese premio? La calidad de su obra. El jurado somos todos, es decir, hay que valorar que es un premio concedido por escritores, por tanto por gente que es creadora ella misma. Deci motivul ar fi calitatea operei în sine, iar acest premiu e oferit de toți scriitorii. Y hubo varios finalistas y se eligió la obra de Cărtărescu por motivos evidentes. Es uno de los mejores escritores europeos de este momento. Și au existat mai mulți finaliști, însă s-a oferit premiul lui Cărtărescu pentru că este unul dintre cele mai buni scriitori actuali din Europa. Nu știu dacă ați observat, unele premii literare europene importante se dau în funcție de așteptările ca o carte să fie bine vândută sau nu. Sí, los premios literarios importantes se ganan de algún modo en función de un posible éxito comercial y sobre las editoriales. Hay que distinguir dos clases de premio, creo yo. Trebuie să facem diferența între două clase de premii. Los que se conceden al libro publicado. Cele care se oferă cărții publicate. Por ejemplo, Nuestra Modestia, el de La Tormenta, sería de ese tipo. De exemplu, La Tormenta ar fi un exemplu. O el Femina o el Booker, hay muchos en ese sentido. Sau el Femina sau Booker ar fi alte exemple. O bien los premios que conceden efectivamente las editoriales. Sau premiile oferite de editorial. Y que son a obra inédita. Și este o operă inedită. Y que traen consigo no solo la publicación de la obra, sino una gran polémica normalmente. Și în general nu aduc doar publicarea cărții, ci și o polemică. Hay que preguntarse por qué existen estos premios. Trebuie să ne întrebăm de ce există aceste premii. Yo creo que estos premios van asociados a países que no son muy lectores, por ejemplo el mío, España. Aceste premii se asociază cu țărilor care nu prea în el că nu ai lectori. No hay mucha gente que lea. În care nu prea există persoane care citesc în general. Y en ese sentido hacen que los libros se acerquen a un público mayor. Și în acest sens se creează acest drum către un public mai mare. Hay mucha gente que no leería ese libro y lo lee porque le han dado un premio. Da. Sunt persoane care în mod normal n-ar citi cartea, dar o citesc pentru că a primit un anumit premiu. Y creo que eso en ese contexto los legitima. Da, hace que tengan razón de ser. Iar lucrul ăsta îi dă o importanță și în cărții. Dacă tema cea mai importantă pentru scriitorii spanioli era războiul civil până acum câțiva ani, acum există o modificare, există o transgresiune spre alte teme. Sí. Hasta poco los temas de los escritores españoles eran la guerra civil, por ejemplo. ¿Piensa que ahora ha cambiado o cambiará eso? Sigue habiendo mucha novela de la guerra civil. Aunque existe romane cu această temă. Es interesante de todos modos que ahora son los nietos los que están escribiendo la novela de la guerra civil. E interesant pentru că acum sunt nepoții cei care scriu despre Es decir, escriben algo que no han visto. Adică scriu ceva pe care nu l-au văzut. Y escriben con más frialdad. Și scriu cu sin partidismos. Mai rece,
Da, y sin partidismos. Y a pesar de todo, creo que ya no puede considerarse el gran tema de la literatura española. Dar nu se poate considera tema importantă sau tema cea mare din literatura spaniolă acum. Y en todo caso las generalizaciones son peligrosas. Yo no me atrevo a decir cuáles son los temas de la literatura española actual. Și în orice caz, generalizările sunt periculoase și nu poate să spună care ar fi tema de azi, de exemplu. Există o tematică specială tratată de scriitorii din Catalunia? Sí, există alguna tematică special în cuanto a la obra literaria de Catalunia? Estamos otra vez en las mismas. Es muy peligroso generalizar. Y creo que no... ¿Se siente una diferencia? Que no me atrevo a generalizar. Diferencias ninguna, en realidad. Nu există nicio diferență și nu ne reîntoarcem iar la generalizări și... Seguramente es una escritura concebida para la cercanía, pero eso engaña mucho, porque a veces la cercanía es universal. Da, este o scritură pentru apropiere, dar asta este un lucru internațional, deci... De hecho, yo cuando escribía Habitaciones cerradas pensaba que escribía para mis vecinos. Când a scris romanul, își imagina sau credea că scrie pentru vecinii săi. Para gente de Barcelona, que conociera las anécdotas y los personajes. Pentru persoane din Barcelona care cunoșteau lucrurile care se întâmplau acolo. Y aquí estoy. Și aici mă aflu.